Iuliu Winkler a obținut votul de încredere al membrilor organizației județene a UDMR Hunedoara pentru încă un mandat în fruntea partidului pentru următorii 2 ani. Winkler spune că are o responsabilitate mare acum cu noul mandat pentru că urmează o perioadă dificilă, având în vedere cele 4 runde de alegeri din 2024. Deputatul european a afirmat că sub conducerea sa UDMR va continua angajamentul politic pozitiv, deschis și sincer cu partenerii săi în județul Hunedoara. Mandatele în organizația județeană UDMR Hunedoara sunt mai scurte față de cele din majoritatea partidelor politice, de doar 2 ani. Astfel că alegerile pentru funcția de președinte al UDMR Hunedoara sunt relativ dese, odată la 2 ani. Zilele trecute, Iuliu Winkler a fost reales în această funcție. Sunt onorat de încrederea pe care din nou sau în continuare mi-au acordat-o delegații organizațiilor locale, cei al organizației de tineret și a celei de femei, deci îmi mulțumesc frumos pentru încredere. Apoi, legat de priorități, sigur că ele sunt în primul și în primul rând legate de anul electoral 2024 sau, dacă vreți, anul super-electoral 2024, în care vom avea pentru prima dată în toată perioada post-decembristă toate tipurile de alegeri comasate, organizate în circa 8 luni de zile. În 9 iunie 2024 vom avea alegeri pentru Parlamentul European, data acestora fiind deja fixată, și apoi în toamnă vom avea locale parlamentare și alegeri prezidențiale. Deci prioritatea mea este evident aceea de a obține rezultate bune în județul Hunedoara la toate aceste alegeri, de a contribui la rezultatele Uniunii Democrate Maghiare din România la nivelul întregii țări și apoi, sigur, așa cum sper că am domnul că UDMR este o organizație mică în politica județeană. Noi nu reușim să avem primari de comune sau de locale, sau de localități, de municipii. Comunitatea maghiară este redusă numeric în județul Hunedoara, însă totuși suntem, tot așa sper eu, și vom continua să fim un partener politic de încredere. Iuliu Winkler este liderul județean al UDMR Hunedoara din anul 2001.